În preajma lacului Razel, nu departe de brațul Dunării Sfântul Gheorghe și în apropiere de satul Dunovățul de Jos, se află ruinele unei fortărețe romano-bizantine, care a fost identificată sub numele de Halmiris, nume ce înseamnă sol sau apă sărată. În perioada de glorie, această cetate adăpostea o garnizoană romană care avea misiunea de a supraveghea activitățile din zonă. În centrul edificiului, săpăturile arheologice au scos la iveală o bazilică creștină, iar în zona altarului, în subteran, s-a descoperit o criptă care adăpostea relicvele sfinților martiri Epictet și Astion. Actul martiric al celor doi mucenici ne oferă informații amănunțite despre viața lor. Și tot în legătură cu martiriul lor este menționat și primul episcop român, Evangelicus, episcop de Tomis, care a venit în acel timp la Halmiris. Ca și cei șase martiri descoperiți în cripta de la Niculițel, și Epictet și Astion, ca și poate mulți alți eroi ai creștinătății, ale căror moaște sunt acoperite de pronia dumnezeiască, deci și ei au știut să-și aducă tributul dragostei lor față de Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. Pentru statornicia credinței lor, Dumnezeu a dăruit dar de binefacere trupurilor lor și poporul a simțit de la început puterea tămăduitoare ce se revarsă și a cinstit cu vrednicie moaștele sfinților, punându-le în racle frumoase, așezându-le în biserici mărețe. Așa cum vedem aici și pe sfinții Epictet și Astion în catedrala din Constanța. Aceste sfințenii, deși au stat vreme de aproape două milenii ascunse, a îngăduit Dumnezeu a fi descoperite aproape de vremurile noastre. Aceste relicvii sunt ca o mărturie și ca o mângâiere în nădejde pentru creștinii veacurilor acestea de pe urmă. Trebuie să moară acești ticăloși. Sunt un pericol pentru imperiul nostru. Luați-i și decapitați-i. Tu ce spui, nobila mea soție? Cum poruncești tu, stăpânul meu? Da, dar să moară așa de repede? Oh, ce soție înțeleaptă am! Aceștia merită torturați, chinuiți, schingiuiți!
Așa ceva n-am văzut. Ăștia nu sunt oameni. Băgați-i în teniță. Poate foamea și seta le va aduce mintea la cap. Să nu intre nimeni la ei. O săptămână să nu intre nimeni la ei. Nu! Două! Nu! Trei! Nu! Mai bine o lună. O lună să nu intre nimeni la ei. Dacă cineva îndrăznește, pe fundul Danubiului își află casă. Părinte, te rog, spune-mi și mie din trăirile vieții tale, fă-mi cunoscut și mie viața ta. Te rog, părinte. Nu se cuvine, frate, să vorbim despre cele ale noastre. Dumnezeu le știe pe toate. Te rog, părinte, nu trece cu vederea rugăciunea mea. Te rog. Frate, te rog, nu mă sili. Ți-am spus că nu se poate. Părinte cuvioase, să-mi fie cu iertare. Nu o lăsa în mâhnire pe fratele. Pentru dragostea ce o are pentru noi și pentru grija ce ne-a arătat-o cât am stat în temniță. Zilele noastre aici sunt numărate. Mâine, poate, nu vom mai fi în viață. Ascultă-i cererea. Pentru el și pentru slava lui Dumnezeu. Nu pot să te refuz, fiul meu. Și cunosc cu Duhul că este și voia lui Dumnezeu să se cunoască taina vieții mele. Spre slava lui Dumnezeu și spre mântuirea altora. Am slujit Domnului Dumnezeului meu de când mă știu. Din copilărie am avut eu chemarea aceasta a credinței. Mi-am dorit viață pusnicească ca să fiu mai aproape de Dumnezeu. Și de aceea m-am retras la un loc deosebit. Am viețuit într-o chilie depărtată de locuințele oamenilor. Și darul preoției mi s-a dat. Viața fiecărui om este unică. Orice biografie își are ceva deosebit. Evenimentele, simțămintele, aspirațiile și trăirile din viața unui om nu se identifică cu cele din viața altuia. Viețile sfinților se deosebesc însă prin frumusețea idealurilor lor, prin contrastul izbitor al comportamentului față de semeni și de multe ori prin supranaturalul prezent în viața lor. Sfinții au fost și sunt oameni ca și noi, dar pentru că l-au dorit pe Dumnezeu mai presus de orice, au primit de la el spre folosul oamenilor daruri pe care un alt om n-ar ști să le folosească. Părinte! 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 Ce voiești, frate? Părinte, te rog, ajută-mi. Am o fiică care este slăbănoagă de toate mădularele. De 3 ani, fiica mea zace, înțepenită. Te rog, nu mă trece cu vederea. Cum pot să-ți ajut eu? Dumnezeu să-ți fie ajutor. Te rog, părinte, cred într-un Dumnezeu
și cred că prin rugăciunile Sfinției tale, fiica mea se va vindeca. Te rog, Părinte! Crezi tu că Domnul poate face aceasta? Cred, Părinte! Cred din toată inima! De aceea am venit la Sfinția ta! Bine! Fie ție după cuvântul tău! Să mergem! Dezlegați-l! Părinte, e rău! E ca o seară! Mușcă, lovește! Vai mie! Ce necaz pe capul meu! Vai mie, ce bine o duceam în Frigia! În templu! În zeu, cinstit de oameni! Câtă slavă aveam! Prin ereticul Donat am răvășit toată Africa! Prin Aria am cucerit toată Alexandria! Și acum a adus la ticălosul ăsta! Ce moarde! Vai mie! În numele Domnului Iisus Hristos, încetează! Nu! Nu! Eu sunt puternic! Eu sunt puternic! Iar eu sunt un slab. Dar Dumnezeul meu e mai puternic decât tine. Și eu cred că sunt cu El. Părinte, nemilostivule, dă-mi drumul! Ce mă chinuiești! El a spus milă voiesc, iar nu jertfă! Dă-mi drumul! Ieși din zidirea lui Dumnezeu și pleacă! E al meu! Nu, este al meu! Este al meu! Am drepturi asupra lui! E în posesia mea! Da, e în posesia mea! De atâta ori mi s-a dat mie zicând să fiu al dracului! Și părinții lui mi l-au dat mie din copilărie! E al meu! Nu plec fără el! E al lui Dumnezeu! Du-te în idolii tăi! Du-te de unde ai venit! Du-te la închinătorii tăi! Nu! Ăia-s fără preț! Ăsta e creștin! E al meu! Doamne Dumnezeule, Iisuse Hristoase!
Pentru rugăciunile preacurate și tuturor sfinților tăi, puterea cinstită și de viață făcătoare crucii tale, nu, nu, gata, gata, ies, ies, și mântuiește pe noi, binecuvântași cu sărbătorii numele tău în veci. Amin. Se vede. Eufrasia, ești aici? Sunt, sunt. Nu se vede, părintele? Nu se vede. Oare vine astăzi? De unde vrei să știu eu? Uneori stă prin locuri pustii și o săptămână și... Da, taci și roagă-te! Dar oare ce mănâncă el acolo? Eu știu. Știi eu ce mănâncă părintele pe acolo? Dar oare unde doarme? Auzi, tu crezi că mai pierde o multă vreme cu tine? Plec și te las. Te rog, soră, nu mă lăsa. Știi că sunt oarbă și neputincioasă. Te rog, nu pleca. E singura mea nădejde de a-mi recăpăta vederea. Te rog, nu pleca. Ei bine, dacă vrei să stau, ține-ți gura. Bine, soră, iartă-mă. Nu pleca. Bine, bine. Stau aici cu tine, nu plec. O să văd din nou, o să văd, o să văd. Și dacă nu să se poată... Ba, o să se poată, poate Dumnezeu, o să se poată. Părinte, unde ești?
Părinte, 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 unde ești? Părinte, părinte, știu cine ești și știu și cred că poți multe în fața lui Dumnezeu. Te rog de aceea să nu disprezi, să nu mă disprețuiești. Te rog, părinte, toți doctorii noștri nu m-au putut vindeca. Te rog, părinte, unde ești? Te rog, unde ești? Miluiește-mă! Ce voi ești, fică? Părinte, miluiește-mă, nu văd nimic. Numai tu mă poți ajuta, Dumnezeu, prin tine. Te rog, părinte, cred, cred că mă poți ajuta. Pune numai mâna ta cea dreaptă. Te rog. Fie ție, fică, după credința ta. Amin, amin, amin. Lumină, văd lumină. Încep să văd. Văd mai bine. Iată soarele. Eufrasia, văd soarele. Da, fiii mei, prin mine ticălosul a făcut mari minuni. Cei slăbănoci s-au întărit, cei leproși s-au curățat, s-au izgonit și duhuri necurate din oameni. Dumnezeu, cu marea lui putere, lui se cuvine slavă. De multe ori am cugetat în sinea mea să mă retrag într-un loc neștiut de nimeni, un loc ascuns, ca să fug de slava deșartă și să fiu mai aproape de Dumnezeu. Însă m-am temut să nu-L supăr pe Dumnezeu. El este Părintele Luminilor. De la El vine tot darul desăvârșit. Eu nu mă știu să fi făcut vreun bine în viață. Cam atât am avut să vă spun despre mine. Mai spune-mi, părinte, ceva. Te rog, mai spune-mi ceva. Mai multe să spună Astion. Să spună despre cum ne-am cunoscut. Eram un tânăr de 18 ani. Nu știam despre creștinism, decât vorbele necugetate pe care le aruncă gurile rele. Până la această vârstă, nu mi-aflasem cu adevărat un rost în viață. Filozofia, artele, armele, nu-mi dădeau nicio satisfacție. Deși ca fiu al mai marelui cetății și ca nepot de senator, am avut parte de o educație aleasă. Însă toate acestea nu dădeau gust vieții mele. Când l-am cunoscut pe părintele Epictet, eram într-una din plimbările mele tinerești. Atunci am vrut să cunosc cine locuiește în coliba pe lângă care treceam. Am intrat
Și așa l-am cunoscut pe părintele meu Epictet. Hei! Locuiește cineva aici! Bine ai venit la mine! Te-a trimis Dumnezeu să-ți vând aur. Aur din cel mai frumos și de mult preț. Vinzi aur? Da. Da. Aurul, cel de trebuință pentru sufletul însetat și flămând. Aur pentru suflet însetat. Tainice cuvinte, dar frumoase. Intră, fiul meu. Văd în tine un fiu ales al lui Dumnezeu. M-a primit cu un zâmbet plin de sentimente. Sentimente părintești. Am avut un simțământ dulce, mișcător. Parcă o liniște nespusă m-a cuprins. O pace adâncă m-a învelit din cap și până la picioare. Parcă nu eram eu, eram ușor ca un fulg. Atâta căldură sufletească m-a mișcat până în adâncul sufletului. Căldura aceasta n-am mai întâlnit-o la alt om. Îl simțeam ca pe un tată. M-a mișcat mult. Aurul cel lămurit este Domnul Iisus Hristos, cel ce cu dragostea lui dumnezeiască învăpăiază inimile oamenilor. De-l vei voi să-l ai și tu în inima ta, și de te vei îmbrăca în credință, nădejde și dragoste, să știi că nebănuite bogății și frumuseți ți se vor pregăti. Acolo unde este locul Fiul lui Dumnezeu, acolo ne-a pregătit și nouă loc ceresc. Să mai știi că mai presus de Tatăl cel pământesc este Tatăl cel ceresc, Dumnezeu. Mai presus decât mama cea pământească, mama cea care te-a născut, este mama biserică. Mama biserică prin care putem să ajungem la Tatăl, Tatăl cel ceresc, Dumnezeu. Mama biserică este cea care te naște duhovnicește, sufletește. Mama cea pământească ți-a dat un trup, s-a îngrijit de cele de trebuință vieții acesteia. Fără mama biserică nu putem să ajungem la viața veșnică, la Tatăl cel ceresc, la frumusețile pe care ni le-a pregătit. Viața aceasta este trecătoare. De multe ori este mai scurtă decât ne gândim. După plecarea din viața aceasta, începe veșnicia. Începe o altă viață, într-o altă lume. Acolo, în viața aceea, putem să ajungem în țara lui Dumnezeu sau într-o altă țară, în țara diavolului. Prin mama noastră biserică avem puterea și tot ajutorul să putem ajunge în țara unde locuiește Dumnezeu și unde ne-a pregătit și nouă loc, fiecăruia după puterea Lui.
fiecăruia după osteneala lui. Am stat până seara, deci pricepând și ascultând cuvintele cele insuflate de Duhul Sfânt ale omului lui Dumnezeu și crezând cu adevărat în ele, s-a umilit inima mea. Ceva în mine parcă a murit și a înviat altceva. Bucură-te, apostole al lui Hristos! Bucură-te și tu, tinere! Văd pe capul tău cunună de pietre prețioase. Părinte Sfinte, tot ce mi-ai spus ieri a pătruns în inima mea și a robit-o cu totul. Mă simt un om nou. Vreau să fiu un om nou. Simt că am primit un alt duh de viață. Știu pentru ce trăiesc. Știu pentru ce exist. Știu că nu voi muri niciodată. Însă? Părinte, trebuie să schimb totul în viața mea. Trebuie să fiu un om nou. Trebuie să schimb totul din temelie. Creștinul adevărat trebuie să fie după chipul și asemănarea lui Hristos. Cu totul, nu doar pe jumătate. Dar... Spune, fiule, ce-i? Părinte, știu că ieri mi-ai spus că trebuie să dăm întâietate Tatălui Ceresc și Maicii noastre, Biserica, prin care ajungem la Tatăl. Părinții mei mă privesc ca pe un mărgăritar și dacă m-ar vedea trecut la creștinism, i-aș ucide. Știi, părinte, cum e văzută credința de idolatrii. Hei, spune mai departe. Mai știu și eu câte ceva. Și despre... Spune mai departe. Sunt singurul lor copil, părinte. Tocmai de aceea ți-am vorbit ieri despre părinții tăi. Dar spune mai departe. Părinte, își vor pierde mințile din cauza mea. În loc din credință să-mi vină mântuirea, mă fac pricină de pierdere. De aceea m-am gândit... Hei, ce te-ai gândit? Părinte, știu că e ceva nebunesc, copilăresc, dar așa îmi spune mie gândul. Spune. Părinte, poruncește să fiu făcut astăzi catehumen, rânduiește în post, rugăciune, câte vei ști și botează-mă. Iar apoi... Apoi? Ce? Spune. Părinte, te văd zâmbind. Știi ce vreau să zic, nu-i așa? Ei. Chiar de știu, nu știu. Vreau să aud și de la tine. După aceea, părinte, vreau să plecăm. Să plecăm unde va fi voia lui Dumnezeu. Nu vreau ca lacrimile părinților mei
să-mi întineze conștiința proaspăt curățată. Vreau să trăim doar pentru Dumnezeu. Te văd oftând. Nu vrei să mergi, nu-i așa? Te înțeleg. Iartă-mă pentru îndrăzneală, părinte. Atunci voi pleca singur. Merg cu Domnul. Ce este, părinte? Te văd zâmbind. Spune ceva, părinte. Eu plec și singur plec. Asta voiam să aud de la tine. Și cred că asta voia să audă și Dumnezeu de la inima ta. L-am căutat peste tot, parcă l-a înghițit pământul. Într-o singură zi nu putea să meargă prea departe. Mai caută, e vorba de singurul meu copil! Toate slugile s-au încreștiat pretutinde. Noi căutăm în continuare. Am trimis în toate... Mai caută, ți-am poruncit! E vorba de singurul meu copil! De unde să-l găsești? Caută! Liniștește-te, fac și ei ce pot. Mai pot, cum o să mai trăiesc eu de acum? Liniștește-te, te rog. Oh, prea iubit fiule meu. Ce fiară te-o fi înghițit așa deodată de nu mai găsim nicio bucățică din tine. Toiagul bătrâneților mele, lumina ochilor mei, viața mea, unde să te mai caut, fiul meu? Asta e. Trebuie să privim realitatea în față. Sigur este mort. Și odată cu el am murit și noi. Ce înseamnă să-ți pui nădejdea în om? Asta e. Mergi, du-te. Mai este ceva? Da? Ce? Odată cu Astion a dispărut și pusnicul Epictet. Și așa, acum 17 ani, am luat o corabie și am plecat călăuziți de Dumnezeu până dincolo de malurile Dunării la Halmiris. Când am ajuns aici, eram singuri. Nu ne cunoștea nimeni, nu cunoșteam pe nimeni. Deși pentru mine era o trecere bruscă de la viața din palatul părinților într-o peșteră și de la masa cea bogată din casa mea la masa pusnicească, totuși, prin darul Duhului Sfânt, mă simțeam ca în rai. Am trăit clipe de o intensitate rară, o fericire și un zbor de îngeri la viața mea.
Câțiva ani cât am trăit în anonimat, parcă am locuit în cer. Cetatea a trecut apoi prin încercări grele. Barbarii, boala, necazurile au lovit pe sărmanii cetățeni. Când Aurelian a ordonat retragerea din nord, cetatea a devenit un furnicar. Și ce era mai rău, că Adrian ducea lupte cu creștinii. Și au fost uciși sau duși la Roma foarte mulți. Noi însă, la câteva stadii de cetate, am fost ocrotiți de mâna Domnului. Nu ne-a întrebat nimeni de nimic. N-a fost timpul nostru atunci. După Aurelian, ceilalți, Tacit, Probus și Numerian, au mai lăsat un pic de ușurare creștinilor. Am trăit din nou vremuri minunate. Am prins și eu câțiva ani buni de liniște pe aici. Dar acum... Acum ne ține Dumnezeu în brațe. Am făcut multe rele. Roagă-te și pentru mine lui Dumnezeu ca să mă ierte, că-și mult am păcătuit. Dar tu l-ai mărturisit pe Hristos. Cel ce mă va mărturisi în lumea aceasta, și eu îl voi mărturisi înaintea Tatălui meu, așa zice Domnul. Tu ai păcătuit, dar fără știință. Dar nu sunt pecetluit cu pecetea botezului și degeaba am mărturisit. Crezi că un creștin care se leapădă e mai bun? Ai nădejde, frate. Facă-se voia Domnului cu noi. Facă-se voia lui Dumnezeu și cu noi. Mai povestește-mi, părinte. Povestește-mi ceva. Minun de la Dumnezeu. Mă încălzești și eu sufletește. Mă întărești și eu. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile tale. În vremurile cele tulburi, unii creștini se temeau să se arate pe față sau să vorbească despre Dumnezeu. Cetatea era lipsită de cuvântul lui Dumnezeu. Era foamete duhovnicească. În aceste vremuri, Domnul a binevoit a ne pune pe noi străjeri ai cuvântului său și să trâmbițăm tot adevărul. Dar și Dumnezeu ne-a ocrotit de multe ori. Ba chiar a lucrat mari minuni prin părintele. Părintele lucra cu putere. Părinte, nu știu de unde ești, nu știu cine ești, dar tu e singura mea nădejde. Am un fiu și e surdomut. Te-am auzit vorbind oamenilor despre Iisus Nazarineanul. Eu știu din auzite că el a vindecat un copil ca al meu. Te rog, pentru că ești unul dintre ai lui, ajută-mă și pe mine. Vindecă-mi copilul. Te rog, părinte. Eu sunt doar un om, un simplu om. Te rog, arată minunile lui, ai și tu puterea lui. Vino în ajutorul suferinței fiului meu și al sufletului meu. Dacă vrei să crezi în Dumnezeul meu, eu cred că El are putere să-L vindece pe copilul tău. Dumnezeule atotputernice, care ești nemăsurat și nevăzut, necuprins și de negrăit. Dezleagă, Doamne, lanțurile limbii spre lauda numelui Tău. Deschide urechile să audă tainele Tale cele cerești. Vindecă-i, Doamne, toate mădularele lui bolnave, atât sufletul cât și trupul,
ca și acelui paralitic care după 38 de ani, venirea ta l-a dăruit cu sănătate deplină. Tu singur ești Dumnezeu adevărat care domnești și rămâi veșnic împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt în vecii vecilor. Amin. 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 Mamă! O, Doamne! O, Doamne! Simt că mor! Îți mulțumesc, Părinte, că m-ai ajutat! Fiule, tu nu ai auzit vreo vorbă până astăzi? În care Dumnezeu se cuvine să credem? În vreun zeu sau în Iisus Hristos? În Iisus Hristos. Hristos. Părinte, dar sfinția ta n-ai făcut nicio minune? Spune-mi, te rog, și mie o minune din viața sfinției tale. Pare una mică. O, frate, frate, naivitatea asta duhovnicească, cine poate să-i stea împotrivă? Da. Ce, părinte? Am greșit cu ceva? Am zis ceva rău? Eu nu prea cunosc prea multe din ale credinței. Te rog, părinte, spune-mi și mie o minune din viața sfinției tale. Am să-ți spun, căci mâine nu va avea cine să-ți mai spună. Într-una din zile, pe când mă duceam la Dunăre să iau apă, mi-a ieșit în cale un om care se chinuia foarte rău de un duh necurat. Era chinuit foarte tare. M-a cuprins o milă foarte mare pentru el. Mi-a tulburat toată liniștea sufletească. M-am rugat și eu lui Dumnezeu, cum am putut. Și deodată... Diavole, ieși afară din el! I-am făcut o cruce deasupra capului și, slavă ție, Doamne, duhul necurat a ieșit din el.
Bravo, Astion! Ai început să te lauzi cu faptele tale. Ai început să zbori ca vulturul pe sus. Oh, fiule, destul! Nu mai pot să rabd. De mult mă fac că nu te aud. Iartă-mă, părintele meu, spre slava lui Dumnezeu și pentru sufletul fratelui, am zis că e bine să... Ce ai zis, fiule? Că e bine să... Că e bine să te lauzi cu faptele tale. Că e bine să te lauzi cu credința ta. Spune în continuare. Spune-i. Știi ce a zis diavolul? Credința ta, Stioane, a primit mare putere împotriva noastră, adică împotriva noastră a diavolilor. Spune-i, Stioane, ce tare ești. Spune și altele. Spune cum le-ai adus la viață pe cel care a căzut de la înălțime. Oh, că nu mai scăpam pe urmă de ai lor ca să se boteze atunci, în ziua aceea când voiau ei. Oh, fiule, spune-i, Astioane, și de vindecarea animalelor. Spune-i. Oh, fiule, nu știi tu, fiule, cât de viclean este diavolul? El vrea și în ultimul moment al vieții omului să-l prindă, să-l înșele, să-l ducă cu el acolo în tartar, în iad. Oh, fiule, atât de viclean este diavolul, iar tu cu atâta neînțelepciune... Iartă-mă, părinte! M-am aprins în discuție și, pe nesimțite... Pe nesimțite? Păi vezi dacă nu este priveghere? Vezi, frate? Vezi dacă nu este priveghere? Dar spune și din neputințele tale. Știi ce zice Sfântul Apostol Pavel? Povestește și din slăbiciunile tale, că sunt multe. Ei, fiule, ne grijă. Iartă-mă, părintele meu, iartă-mă. M-am făcut ca un nebun să mă laud cu... Când s-ar cuveni cu neputințele mele să mă laud. Să-ți povestesc, frate al meu Vigilantus, ce putere mare are ascultarea și binecuvântarea mai mare lui tău. Într-o zi, părintele era prins cu multă treabă. Parcă nu se mai terminau oamenii. Unul venea, altul pleca. Apa se terminase și era nevoie foarte. Deci eu am îndrăznit. Și am plecat la fluviu să iau apă, fără binecuvântarea părintelui. Vai mie, nenorocită zi a vieții mele! Diavolul, prinzându-mă descoperit, adică fără binecuvântarea părintelui, m-a lovit cu o cugetare foarte urâtă. M-a zdrobit. 3 zile și 3 nopți mi-a tulburat sufletul. Mi-a blocat rațiunea. Eram ca un animal. Pacea inimii mele s-a luat. Parcă mă feream de părintele. Mi se părea că mă știe și mă arată cu degetul. M-aș fi băgat oriunde. Numai în prezența Sfinției sale să nu fi fost. Dar... Slavă lui Dumnezeu, m-a scăpat și de data aceasta. Înțelepciunea părintelui m-a salvat. Astion.
ce este cu tine, fiule? Te văd trist. Te văd plin de mâhnire. Mă mâhnesc și eu de păcatele mele. Fiule, această tristețe care te stăpânește nu este dintre aceea cum au avut-o sfinții. Nu pare o tristețe spre pocăință, spre îndreptare. Pare o mâhnire dintre aceea cum a avut-o Iuda și Ahitofel. O mâhnire aducătoare de moarte. Ce este, fiule? Spune. Părinte, sunt 3 zile de când mă muncesc cât pot, cu lacrimi, cu post, cu rugăciune, cu cuvinte din Scriptură și nu pot să birui niște gânduri. Da. O cugetare urâtă și destul de josnică mi-a venit în minte și nu pot să scap de ea. Socotesc că din uneltire diavolească mi-a venit aceasta. Păi spune, fiule, ce te doare, ca să știm ce vindecăm. Îndrăznește. Sunt și eu om ca și tine. Păi aici e tot răul, părintele meu, că mi s-a dus toată sinceritatea și deschiderea față de tine, părintele meu. Te cred, fiule. Diavolul, acest urător al oamenilor, după ce îl aruncă pe om în rău, îl face să intre ca mercul în cochilie, să se ascundă acolo ca să-l încolțească mai tare. Hei. Îndrăznește, fiule. Părinte, acum 3 zile, pe când tu stăteai de vorbă cu oamenii, deși parcă conștiința îmi spunea să nu plec, eu totuși am plecat fără să știi la fluviu să iau apă. Și pe drum m-a pomnit ca un trăznet această cugetare urâtă și josnică de care nu pot să mai scap. Același gând, aceeași cugetare. Nu pot să scap de ea, mă chinuie tot timpul. Ai plecat fără binecuvântare? Da, părinte, da. Vai, fiul meu, cum ai putut să faci o asemenea faptă? Cum ți-ai dat liniștea ta pe robie? Cum ai făcut, fiule, lucrul acesta? O, ce mare rău! Vai, fiul meu, ce mare rău ai făcut! Cum ai putut să faci lucrul acesta? Iartă-mă, părinte! Tu știi prea bine, fiul meu, că pentru cei tineri binecuvântarea celor bătrâni este ca un zid de neînvins, este ca o platușe, armă de apărare împotriva diavolului, împotriva răului. Dumnezeu te păzește în momentul în care ai binecuvântarea bătrânului tău. Dar așa, vai, vai, fiul meu, mare rău ai făcut, mare rău. Iartă-mă, părintele meu, iartă-mă. Roagă-te pentru mine, părinte.
Iartă-mă și roagă-te pentru mine, părintele meu. Vino, fiule, să ne rugăm împreună. Oh. Părinte, îl vezi? Stai liniștit, fiule. Pe lați voi ați noștri? De că stau eu pe lângă voi? Că să zic eu gata, i-am prins? Mi-a scăpat! Mărturisirea ta, stioare, mi-a strânit toată puterea! O singură rugăciune m-a dezamat! Na, ce zice? Da, ce zice? M-aș piruit! Mergi înapoi a noastră, vicleanule. Puterea Sfintei Cruci să te ardă. Ești mai viclean tu decât mine! Împiedicaților! Vă vin eu de hac! Scapie de voi! Voi intra în comandantul fortului! La Trojanus! Îl voi face să vă ucidă! Voi tălhanilor mi-a șefuit atâția închinători ai zeilor mei! I-ați adus la Dumnezeu vostru! Scapia de voi! Omor! Vă scara! Ne trimiți mai repede în cer. Mai mulți lai mei! Mai mulți lai mei decât mă tristez de sfințirea lui! Facă-se voia Domnului cu noi. Și chiar, părinte, l-ați văzut cu ochii așa cum apare el? Frate. Ați mai văzut și alții? Vreo câțiva. Părinte, se zbârlește părul pe mine când aud. Spuneți-mi, ce s-a întâmplat mai departe? Bine. În parte mai știi. Am să îți mai spun și eu. Dar după aceea, să ne povestești și tu cum ai ajuns să-L mărturisești pe Hristos. Da, părinte, și eu vreau să povestesc, și eu vreau să mărturisesc din minunile lui Dumnezeu. La câtva timp după întâmplarea asta, a venit în Halmiris comandantul provinciei Latronianus. Primele 3 zile, acesta inspecta lucrările publice și instituțiile împărătești. În a patra zi, au venit niște localnici și i-au vorbit despre noi. Nu știm ce i-a fi spus. Ce știm este că pe la apusul soarelui au dat buzna soldații, ne-au legat și ne-au adus aici, în temniță. A fost în legiunile din Asia. Acolo a învățat această tehnică de luptă nouă. Hey!
Da, domnule. A, nu mi se pare cine știe. Teama la mine să vină în face, să vedem care e treaba, că spun eu că nu mi-aș. Deci poți să te duci. Ce? Ți se pare că ești bun? Crezi că ești bun? Ca tine am văzut mulți. Ești un soldat prost. Ai înțeles? Ai înțeles? Ce ai înțeles? Sunt un soldat prost. Ești un băiat deștept. Ia dă-mi cuțitul tău. Ai râs? Te-am văzut. Râzi de mine? Am eu grijă de tine. Nu-mi place de soldatul ăsta. Dar e cel mai bun soldat al nostru. Nu-mi place. M-a umilit. Să scap de el. Să-l trimiți de aici. Am înțeles. Când mai vin pe aici, să nu-l mai găsesc. Să-l trimiți peste Dunăre. Cum porunciți? Singur să-l trimiți. Singur? Da, singur. Poți pleca. Știi ce zic eu, fiule? Cu oamenii n-o s-o scoatem niciodată la capăt. O să ne pună o mulțime de întrebări. Da, așa cred și eu. Răspunzând la o întrebare, apoi va veni o altă întrebare. Și așa nu ne folosim cu nimic. Pierdem și rugăciunea și liniștea minții, că nu știm ce e bine să răspundem. De asta mă tem și eu. Eu zic așa. Orice ne-ar întreba, să răspundem doar atât. Suntem creștini. Și Doamne Iisuse Hristoase, facă-se voia Ta cu noi. Aceștia, eu nu știu, nu vedea. A, e
ei sunt cei părâți ca înșelători. Să fie pedepsiți! 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 Pedepsește-i la tronia! Pedepsește-i la tronia! Să scutăm numele. Suntem creștini. Și numele dat de părinții voștri? Suntem creștini. De unde sunteți? Suntem creștini. Sunteți nebuni? Nu. Suntem creștini. Oare numai atât vom auzi de la voi? Vrei să auzi mai mult? Suntem creștini. Îl adorăm pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, iar idolilor neînsuflețiți nu ne vom închina, pentru că sunt statui mute și surde. La fel ca ei să fie cei ce îi construiesc pe acești idoli și la fel ca ei să fie și cei ce cred în ei. Ticăloșilor, vă bate joc de noi și de Dumnezeii noștri! Mai puternic este Dumnezeul nostru ca idolii tăi. Luați-i, bateți-i, chinuiți-i! Nu ne temem de chinuri. Poți să faci ce vrei. Să nu mai rămână nimic din ei! Ah!
Merge bine? Au o putere neobișnuită. Parcă nici nu simt durerile. Rezistă. Unde e acel apărător al lor pe care îl cheamă? De ce nu vine să-i scoată din mâinile mele? Scărpinați-mi puțin cu cârligele. Bun. Bun. Știi ce zic eu, fiule? Oamenii n-o s-o scoatem niciodată la cap. Eu zic așa. Orice ne-ar întreba, să răspundem doar atât. Suntem creștini. Și Doamne Iisuse Hristoase, facă-se voia Ta cu noi. Ei, v-ați hotărât să aduceți jertfă zeilor sau rămâneți mai departe în nebunia voastră? Nebunie este credința ta în niște statui. Mereu ne-ai lingușit, ne-ai făgăduit darul, ai viclenit, ne-ai forțat în toate felurile. Ar fi o nebunie să o iei iarăși de la capăt. Adică eu sunt nebun? Sunt nebun? Voi ce sunteți? Suntem creștini. Frecați-le rănile cu sare și oțet. Frecați adânc și oțet. Puneți mult oțet. Thank you.
e bine, vicleanule? Până nu te lepezi de cel răstignit, nu scapi! Vrei răspuns? Uită-l. Suntem creștini. Facă-se voia Domnului cu noi. Și după aceea, fierbeți în zboală topită și în grăsime, ca pe melci. Vrei răspuns? Uită-l. Suntem creștini. Facă-se voia Domnului cu noi. Ceva n-am văzut. Ăștia nu sunt oameni. Băgați-i în temniță. Poate foamea și seta le va aduce mintea la cap. Să nu intre nimeni la ei. O săptămână să nu intre nimeni la ei. Nu! Două! Nu! Trei! Nu! Mai bine o lună. O lună să nu intre nimeni la ei. Dacă cineva îndrăznește, pe fundul Danubiului își află casă. Acesta să fie fiul stăpânului meu? Câți ani să fi trecut de atunci? Oare să mă înșel? Camarade, cum îl cheamă pe cel torturat? Nu știu, întreabă-l pe capitan. Domnule capitan, cum îl cheamă pe cel torturat? Am auzit cum îl cheamă, dar am uitat. E un nume nu prea cunoscut pe aici. Asti, Vasti, sau cam așa ceva. Astion? Așa, Astion. Sigur? Sigur. Și pe celălalt? Îl cheamă Epictet. Ca pe orul de-a mea. Astion, e sigur, nu? Sunt sigur. Astion, ele, e fiul stăpânului meu.
Părinte, ce minune! Domnul nu ne-a lăsat. Ne-a întărit să răbdăm foamea și setea cu pâinea cea spirituală. Atâta timp. Să nu crezi, fiule, că pentru măreția faptelor noastre ne-a întărit Dumnezeu. Dumnezeu are grijă și de cei din minele surpate, de cei de sub dărâmături. Îi scot pe câte unii și după câte o lună. Dumnezeu e cel care îi întărește. Sunt unii care stau pe insule pustii. Da. Da, părinte, dar aceia sunt sleiți de puteri, pe când noi avem vindecate toate rănile. Nouă ni se întăresc puterile pe zi ce trece. Nu ni se pierd ca acelora. Suntem creștini. Facă-se voia Domnului cu noi. Eu cu ochii mei l-am văzut. Omule, nu-ți bate joc de viața mea. Sunt atâția ani de când... Eu cu ochii mei l-am văzut. El era. Omule, ai milă de sufletul meu. Nu mă ucid a doua oară. E adevărat tot ce mi-ai spus. Jură-mi că sunt adevărate. Nobilă doamnă, sunt om serios. Sunt cetățean de onoare. Nu mint. Eu l-am întâlnit pe fiul dumneavoastră. Era torturat. O, ce s-o fi ales de fiul meu? De-aș mai trăi să văd urmărită măcar fața fiului meu. Nu cred. Totuși nu cred că este adevărat. Permite-ți să mă retrag. Eu v-am spus ce am văzut. Dacă nu credeți, eu l-am văzut pe Astion. Și era împreună cu un altul. Cu cine? Unde i-ai spus? Cu un oarecare. Nu știu cine era. Cu cine era? Nu mai știu cum îl chema. Drusus! Să vină Drusus! Spune-mi, mai ții minte cum se numea pusnicul care a dispărut odată cu fiul meu? Pusnicul? Da, mi-aduc aminte. Se numea Epictet. Epictet, da, așa se numea, Epictet. Vrei răspuns? Uite, suntem creștini. Facă-se voia Domnului cu noi. Facă-se voia lui Dumnezeu și cu noi. Suntem creștini. Facă-se voia Domnului cu noi. Și timp de 3 zile nu m-am mai putut opri să zic aceste cuvinte. Mi-am dat seama că aceste cuvinte au o mare putere, de vreme ce voi puteați îndura atâtea chinuri. Și am început să zic, mereu, până ce s-au lipit de mine aceste cuvinte, că nu mă mai puteam opri,
să le zic. Acasă, pe drum, dormind și chiar în tot timpul șopteam la fel. Odată chiar mi-am dat seama că începusem să strig aceste cuvinte în auzul lumii. La început mi-a fost rușine și chiar frică, dar pe măsură ce le ziceam mereu, o căldură îmi umplea inima și sufletul meu. Această binecuvântare parcă îmi dădea aripi să zic mai des, mai des. Am simțit și eu o frimitură din bucuria sufletelor voastre. Nu-mi pasă. Dacă mâine mă va scoate împreună cu voi, și eu voi striga împreună cu voi. Vreau să mărturisesc și eu pentru Dumnezeu. Nu e înțelept, fiule. Mai așteaptă. Dacă Domnul îți va da vreun semn sau vei fi luat fără voia ta, atunci vei cunoaște că aceasta este voia lui Dumnezeu și ești chemat la mucenicie. Ei, da, cred că chemarea ta este alta. Și pe mine cui mă lăsați? Mâine... Suntem creștini. Facă-se voia Domnului cu noi. Da, suntem creștini. Facă-se voia Domnului cu noi. Dumnezeule, vreau să mor și eu împreună cu ei. Ajută-mă, Doamne! Dar poate nu rezist și mă lepăd. Doamne, e mai bine să trăiesc. Ajută-mi! Poate mă lepă de tine, căzând în păcate. Cum o fi mai bine, Doamne? Doamne, aș vrea să fac și eu minuni ca ei. Da, dar nu sunt vrednic. Și poate mă și mândresc. Poate că ar fi bine să... De. Nu știu ce să cer. Doamne, vreau să fiu creștin. Facă-se voia ta cu mine, Doamne. Vreau să fiu creștin. Părinte, avem 29 de zile de când petrecem ca în paradis. Am o pace și o liniște în suflet, însă un singur lucru îmi umbrește inima. Părinții mei, oare vor mai fi în viață? Oare durerea pricinuită de plecarea mea nu le-a fost spre pierzare trupească și sufletească? Oare o fi fost plăcut lui Dumnezeu, Părinte? O, fiule, ce ispite ai! Asta nu e gândul tău. E ispite de la diavol. Cine pune mâinile pe plug și se uită înapoi? Cine va lăsa pe mama sa și pe tatăl său, știi cum zice Domnul Hristos, nu iubești tu pe părinții tăi
cum îi iubește Dumnezeu. Când mama își va uita copilul ei, Dumnezeu nu-l va uita. Nu te îngrijora pentru ei. Roagă-te și nădăjduiește la Dumnezeu. Dumnezeu știe tot ce se întâmplă în lumea aceasta. Va avea grijă și de părinții tăi. Oare dacă i-am purtat mereu în rugăciunile mele, nu cumva nu a fost o lepădare totală de... Hei, gata, nu te mai gândi. E timpul să ne pregătim de drum. Trecutul îl lăsăm, prezentul îl vedem. Suntem în luna 7-a. Suntem în luna lui Iulius Cezar. Suntem în ziua a 7-a, ziua lui Dumnezeu. Mâine este ziua 8-a. Ziua veșniciei. Mâine este ziua noastră. Este ziua noastră. Da, cum ai auzit? Este ziua noastră. Of, și corabia asta! Nu mai ajunge odată. Fii răbdătoare. Ne încredințăm în mâinile zeilor. Of, și zeii ăștia pentru noi nici n-au existat. Numai greutăți am avut. Nu vorbi așa. Deși nici mie nu vine întotdeauna să aduc jertfă unor statui de piatră. Totuși, cineva trebuie să conducă acest mare și minunat cosmos. De ce n-ar fi zei? Dar poate pentru faptele fiului nostru, care cine știe ce-o fi ajuns de vreme ce era torturat. S-au răzvrătit și zeii împotriva noastră. Capitane, ceva porumbi? Petrec bine? Sunt zdrobiți, dar nu biruiți. Sunt zdrobiți, dar nu biruiți. Frumos spus. Capitane! Te rugăm, o milostive Doamne, păzește-ne, Doamne, până la sfârșitul vieții noastre, până în ultima clipă. Trimite pe Sfinții Tăi Îngeri să ne ocrotească de toată puterea vrăjmașului, de tot răul. Doamne, ai grijă de sufletele noastre. Fiule, se cuvine ca Tu mai întâi să spui capul pe tăietor pentru tăiere. Așa Avram a dat jertfă pe fiul său, Isaac. Așa Eftai a dat jertfă pe fiica sa. Fii ascultător până la sfârșit și împlinește porunca mea. Nu vreau ca vicleanul șarpe, diavol, să-și facă lucrarea lui. Cred că Dumnezeu are putere să te păzească. Dar
grija mea de păstor sufletesc. Trebuie să mi-o fac până la capăt. Dragostea față de sufletul tău, timp de 17 ani, m-a ținut alături de tine. Voi fi și eu alături de tine până la sfârșit. Te rog, frate, taie-mă aici, deasupra trupului prefericitului fiu al meu. Răspuns, uite-l, suntem creștini, facă-se voia Domnului cu noi. Capitane, vino aici.
Capitane, tu ești dușmanul meu? Mă urăști? Bucură-te, prea bunule ostenitor! Nu-ți vei pierde plata pentru ostenelile tale! Bucură-te și tu, Sfinta lui Dumnezeu! Nu mă uita și pe mine! Pomenește-mă în fața tronului lui Dumnezeu! Să fii încredințat că prietenia mea pentru tine n-a încetat! Te rog, ai grijă și de părinții mei, care astăzi vor veni în portul cetății cu o corabie ca să mă caute. Te rog, ai grijă de ei, mângâie-i în întristarea lor, iar mai târziu, cu înțelepciune, vorbește-le și despre credință. Ajută-i să-L cunoască și ei pe Hristos. Prietene Astion, roagă-te lui Dumnezeu ca să-mi dea înțelepciune să le vorbesc părinților tăi. Roagă-L pe Dumnezeu să-mi dea și darul vorbirii ca să înțeleagă tot ceea ce le este de folos spre mântuirea sufletelor lor. Roagă-L să le dea și lor răbdare până la sfârșit, iar mie pricepere ca să le sădesc în inimă tot ceea ce este plăcut lui Dumnezeu. Roagă-L, prietene Astion, roagă-L și pentru mine, păcătosul. Te rog, omule bun, du-ne astăzi la Astion, la fiul nostru. Te rog să nu pierdem vremea. Ai răbdare, doamna mea, sunteți veniți de pe drum să vă odihniți și vi-l voi arăta și pe fiul vostru. Te rugăm să nu mai pierdem vremea și să vom dărui ce voiești. Omule, de neamâni atât, poate voiește aur. Uite, sunt gata să-ți dau jumătate din averea mea, dacă ne duci acum la fiul nostru. Chiar acum? Nu se poate. Dar când? Mâine? E atâta timp!
Nu știu. Poate. Poate voiești mai mult aur. Omule, nu voi lua o monedă de la tine. Tu ești tatăl prietenului meu. Îmi este de ajuns prietenia fiului tău. Voi face întocmai cele ce mi-a poruncit pentru voi. Și ce a poruncit pentru noi? A poruncit... Spune, omule, nu ne mai frige inimile. Ce a poruncit Astion pentru noi? Mi-a dat o carte. Mi-a dat o carte și mi-a spus să vă dau această carte și să faceți întocmai ceea ce scrie în această carte. Și dacă veți face, va veni și îl veți vedea. Când? Când va veni? Și cum îl vom vedea? Nu știu. Dar când a plecat? Acum 3 zile. Și cum se numește ținutul unde s-a dus? Ținutul bărbaților puternici și viteji. Chiar așa se numește? Chiar așa. De fapt, se numește Hristipolis. Sunt oameni bogați acolo? Foarte bogați. Sunt mult nobili. Moșia lor se numește Paradis. Locuințele lor sunt construite din lumină. Din lumină? Omule, râzi de noi? Lasă-l, ce minunat! Din lumină. Locuințe din lumină. Oamenii de acolo poartă cununi de aur pe cap, iar hainele lor sunt stropite cu sânge. Cum adică stropite cu sânge? Lasă-l, nu-l întrerupe, sunt roșii, adică zi mai departe. Împăratul din acel ținut este cel mai puternic. Împăratul împăraților și domnul domnilor. Stai un pic. Senat are? Are. În senat unii se numesc profeți, alții apostoli. Cetatea acestui împărat este foarte strălucitoare. Zidul este de aur. Are 12 porți de mărgăritare. La porți sunt puși 12 dintre senatori, la fiecare câte unul. Ei se numesc Petru, Andrei. Senatori? Portari? Ce vorbești, omule? Ce minunat! Zi de mărgăritare! Te rog, nu întrerupă o povestire așa de frumoasă. Spune, omule! Da, e totul frumos acolo. În Sfântul Palat, din această cetate, totul e prea minunat. Și de ce s-a dus Astion acolo? S-a dus cu mare cinste. Eu n-am putut să-l văd atunci, să-i văd pe slujitorii care îl însoțeau. Totuși, după cum i-au spus, sunt foarte frumoși. Și crezi că fiind în așa cinste, se mai gândește la noi? El vă are mereu în minte și dorește foarte mult să fiți cu el. Dar voi trebuie să împliniți ce scrie în acea carte pe care mi-a lăsat-o. Ce carte? Să vedem, ce carte? Doamne Dumnezeule, ce să le mai vorbesc? Spune-mi Tu, Doamne, pune Tu în mintea mea ce să le spun. Fii, Doamne, cu mine, cum ai fost și cu Sfinții Tăi apostoli. Călăuzește-mă, Doamne, pune cuvânt în gura mea
așa cum ai pus și în gura sfinților tăi apostoli. Și spune-mi tu ce să le spun lor. Ajută-mă, Doamne! Eu nu știu, dar Tu poți să faci multe. Ajută-mi, Doamne! Sfinte Astion, roagă-L pe Dumnezeu și pentru părinții tăi, și pentru mine, păcătosul. Luați, acestea sunt. Ce asta? O sabie? Sau... nu cumva fiul nostru este dintre cei care se numesc creștini? Vei cunoaște asta mai târziu. Acum primiți cartea și vă las să citiți prin ea. Mai vorbim mâine dimineață. Stai un pic. Ia uite ce scrie aici. Și oricine a lăsat case sau frați sau surori, sau tată sau mamă, sau femeie sau copii, sau țarine pentru numele meu, înmulțit va lua înapoi și va moșteni viața veșnică. Și mulți din tâi vor fi pe urmă și cei de pe urmă vor fi întâi. Ce înseamnă toate acestea? Asta înseamnă că trebuie să-L iubim pe Dumnezeu mai presus decât oricine. Pentru că mai întâi El ne-a iubit pe noi. El a trimis pe unicul Său Fiu în lume ca să ne ierte și să ne ia toată greutatea păcatelor. Lui suntem datori cu totul, cu toată viața noastră. Și așa au cercetat împreună înțelesurile cele adânci ale Sfintei Scripturi. Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și lucrător, a lucrat și în sufletele celor doi și a răscolit întreaga ființa lor, îndreptând-o spre o nouă viziune despre lume și viață. Uite ce scrie aici. Oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor, voi mărturisi și eu pentru el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu de el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Ce taine minunate cuprinde această carte! Ce frumoasă este și în același timp măreață! N-am întâlnit ceva mai plin de înțelepciune decât această scriere. Cartea asta umbrește toată înțelepciunea greacă și romană la un loc. E o carte picată parcă din cer. Ce vor să însemne aceste cuvinte, Vigilantus? Asta înseamnă că în orice timp ar veni o vreme când ni se va cere să renunțăm la Hristos, mai bine să alegem sacrificiul pentru a rămâne cu El în veci. Pentru că dacă în vreme de prigoană nu vom răbda toate loviturile și asupririle care ne vin din partea tiranilor, atunci și Hristos în ziua cea din urmă ne va lepăda din rândul prietenilor Lui prea iubiți. Rândul prietenilor Lui prea iubiți? Da. Ce minunat! Să fii prieten preiubit al lui Dumnezeu. Între acești prieteni preiubiți ai lui Dumnezeu care l-au mărturisit cu prețul vieții lor, se află și fiul vostru Astion. Ce vrei să spui cu acestea?
În urmă cu câteva zile, comandantul acestei cetăți, Latronianus, l-a silit pe fiul vostru să se lepede de credința cea adevărată și să jertfească zeilor. Dar el a rămas neclintit în dreapta credință și și-a mărturisit crezul cu bărbăție până la sfârșit. Adică? Adică? Văzând împăratul cel ceresc, Hristos, și admirându-i dragostea cea adevărată pe care a arătat-o pentru el, a trimis pe slujitorii săi, adică pe sfinții îngeri, și l-au ridicat cu mare slavă acolo în cetatea unde stă el, în cetatea prea frumoasă unde el locuiește ca un Dumnezeu ce este. Astion, în rândul prietenilor lui prea iubiți. În rândurile prietenilor lui prea iubiți. Va să zică, fiul meu e mort. Morți sunt oamenii care trăiesc și se îngrijesc de lumea aceasta semi-întunecată. Fiul vostru este viu. El este în lumină. Acolo este viața cea adevărată. Acolo este veșnicia. Acolo domnește veșnicia și fericirea. Vai, nu știu cum trebuie să mă port. Să mă bucur de biruința lui sau să mă întristez de moartea lui. Nu știu. Nu știu. Sunt mândru de un asemenea fiu. Nobile Vicinantus. Și eu, doamna mea, îmi face plăcere să te văd. Este o săptămână de când ne vorbești. Oare poți încredința că totul a fost adevăr sau ne-ai mințit? În fața lui Dumnezeu și a voastră, mărturisesc că v-am spus cele ce cred că sunt numai adevăruri. Oare nu ne-ai amăgit? Nimic din cele spuse n-au fost spre amăgire. În tot acest timp ne-ai spus că-l vom vedea, iar aseară ne-ai spus că Astion este martir al lui Hristos. Noi auzisem că el a fost torturat, schingiuit și ne gândeam că poate este un înșelător, un tâlhar. Nu mai știu care este adevărul. Oare nu m-ai înșelat? Eu v-am transmis tot ce mi-a spus el să vă spun. Știi ceva? Nu știu dacă ești un înșelător, dar dacă ești, să știi că ești un înșelător cu talent. Eu am crezut tot cele ce mi-ai spus și continui să fiu o naivă. Am o rugăminte. Nu s-ar putea să faci cumva să-l văd pe cel mort? Ce zici? Eu atât am avut de spus. Dacă veți face întocmai cele ce sunt scrise în cartea aceea, el va veni și îl veți vedea. Eu, ce am citit și am vorbit, toate le cred.
Ce mai trebuie să facem? Eu și Alexandru, care e mai înțelept decât mine, suntem gata a le împlini pe toate. Am încredere în fiul nostru că nu a greșit trăind și murind pentru un Dumnezeu așa de mare și și-a jertfit viața pentru un ideal așa de măreț. Mâine vom merge la părintele Bonosus. El este preotul cetății noastre. Fiind prigoană, îl vom găsi în afara cetății, la loc mai ferit. Mai târziu va veni și părintele Evangelicus. Acesta este episcopul cetății Tomisului. El vă va boteza pe voi mai târziu în credința cea adevărată. Fiilor, în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat, iar a vă îmbrăca în Hristos, aceasta înseamnă să lepădați haina cea veche a păcatului pentru a vă putea lua pe cea nouă, sfințită, a Domnului nostru Iisus Hristos, adică să lepădăm iubirea de sine, să lepădăm neascultarea, să lepădăm tot ce este rău și să iubim pe Domnul mai mult decât orice. Frate, nici nu știu cum să-ți mulțumesc pentru marele bine ce ni l-ai făcut. Ție, părintelui Bonosus, preasfințitului episcop Evangelicus, care ne-a și botezat. Nu cred că există în lumea aceasta un bine mai mare decât acela pe care ni l-ai făcut tu. Ai salvat sufletele noastre. Uite, știi ce m-am gândit? Sunt vremuri tulburi. Noi avem nevoie de ajutor în credință, de întărire. Știi că fiul nostru te-a rugat să ai grijă de noi. Vino la noi acasă. Ia-l și pe părintele Bonosus. E mare nevoie în cetatea noastră de un preot creștin. Vino! Lucrează și în cetatea noastră pentru salvarea sufletelor. Știu că poate ți-ai dori să ajungi mai repede la prietenul tău și fiul nostru. Dar de va avea Domnul să te cheme la mucenicie, o va face și acolo. Vei putea deveni mucenic și acolo. Vino! Vino și salvează și suflete în cetatea noastră. Da. Cred că aceasta este și voia lui Dumnezeu și a prietenului meu Astion. Să mergem să vorbim și cu părintele Bonosus.
Bine ai venit, ucenica lui Hristos! Bine ai venit, mamă! Bucură-te, frate Alexandru! Vrednic ești să fii socotit între cei binecredincioși! Bine ai venit și tu întru Domnul, frate iubit Vigilantus, pentru că te numeri între fericiții care au adus suflete la Hristos. Unul ca acesta, după cum spune Evanghelia, își salvează sufletul de la moarte și se acoperă mulțime de păcate. O, fiule, mare durere ne-ai adus, dar bucuria de pe urmă a alungat suferința de ani de zile. Iartă-mă, o, maica mea, dacă nu mă lepădam de toate, nu-L câștigam pe Dumnezeu. Dar acolo unde ești, ești bine văzut de împăratul tău și de sfetnicii lui? Toți cei ce trăiesc pentru împăratul meu și cei ce jertfesc viața pentru el sunt iubiți lui. În mare cinste sunt eu pus și mai ales toți cei ce-și dau viața pentru el. Și dregătorii lui, sfinții, m-au socotit vrednic să fac parte dintre ei. De aceea mă iau împreună cu ei să-i cercetăm pe cei ce se află în necazuri și în diferite primejdii. Ei mereu îmi vorbesc despre voi și îmi zic: îndu-te că-i pe mama ta și pe tatăl tău, să ajungă și ei aici cu noi, în aceste locuri minunate. Dar ei ne cunosc, fiule? Locuitorii cerului cunosc tot ce se întâmplă pe pământ. Ei știu toate durerile voastre și toate necazurile voastre. Au fost și ei asemenea vouă și știu toate luptele voastre. De aceea îi vă înțeleg și vă iubesc, o dragă mamă. Dacă veți avea statornicie și răbdare și veți voi să-i cunoașteți și voi pe ei, pe sfinți, puteți să ajungeți și voi aici cu noi. Dacă veți crede pe deplin cum a crezut Vigilantus și vă veți osteni ca fiecare moment din viața voastră să fie spre bucuria lui Dumnezeu și spre bucuria sfinților lui, veți ajunge și voi aici împreună cu noi și fiecare după osteneală și după vrednicie vă veți bucura aici împreună cu noi. În casa Tatălui nostru sunt multe locașuri. Noi vă așteptăm, vă iubim, vă dorim aici. Vă sprijinim în luptele voastre atunci când ne cereți ajutorul. Domnul nostru Iisus Hristos a biruit. Noi am biruit și cu noi veți birui și voi. Pe Pictet, preotul cel preanțelept, și pe Astion, ucenicul cel mult râvnitor, veniți toți să-i lăudăm, că aceștia de o cinste cu Ermolae și cu Pantelimon fiind, împreună au binevestit Evanghelia lui Hristos. Și într-o adevăr, după Andrei cel întâi chemat, apostol ai Dobrogei, s-au arătat. Pe bolnavi tămăduind, demonii gonind, au strălucit cu minunile și cu puterea cuvântului, pentru care și chinuri au răbdat
de la chinuitori și bine încununându-se. Pururea se roagă pentru sufletele noastre, pentru aceasta și noi îi fericim. Bucurați-vă, sfinților Epictet și Astion, doctorilor fără de arginți și mucenici ai lui Hristos. Bucurați-vă, sfinților Epictet și Astion, doctorilor fără de arginți și mucenici ai lui Hristos.